Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la horoscopul pentru cei singuri, dragii mei din Zodia Fecioară, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în această zodie. Numai puțin. Haideți să vedem cum este posibil să fie luna noiembrie 2021, când vine vorba despre amor. Și o să începem, bineînțeles, cu lamelele acestea ale iubirii și să vedem care este lamela care vrea să guverneze sectorul iubirii în această lună. Ia să vedem, dragii mei din Fecioară și dragii mei care căutați iubirea. Avem lamela cu numărul 14, temperanța din tarotul clasic. Aici se numește stabilitatea armonioasă, binefăcătoare. Este acea stare de acceptare, așa cum îi spun eu, este ceea ce este, răbdarea de a trece marea, răbdarea de a aștepta acea persoană potrivită pentru voi. Este o atitudine foarte, foarte frumoasă. Haideți să vedem mai departe și să vedem ce frecvență vrea să vină alături de voi în această lună. Ia să vedem ce se întâmplă. Empowerment. Iată puterea personală, faptul că vă veți simți în forță, vă veți simți în puterea voastră. De ce? Pentru că, repet, această stare de acceptare, asta este. Da? Când o să vină, o să vină, nu mă mai dau cu capul de pereți, am acceptat situația asta, nu face decât să te aducă în această zonă de putere personală și iată, așa arată geometria puterii voastre personale. Ar fi foarte frumos să vă conectați la această geometrie. Și să mergem noi mai departe și să vedem care din rănile emoționale, din cele 5 răni emoționale, cere atenția voastră și se pare că aia cere atenția voastră în această lună. Ce trebuie să faceți cu ea este să o conștientizați și pe cât posibil să lucrați cu această rană. Ele oricum sunt interconectate și oricum iese la suprafață așa când una, când cealaltă, pe rând, ca să nu ne plictisim. Iar pentru voi este rana de abandon, iar mesajul este în felul următor. Astăzi, decizi să descoperi în ce domeniu am o atitudine de victimă și pentru asta întreb două persoane apropiate de ce anume mă plâng foarte des. Asta puteți face pe tot parcursul lunii noiembrie, un exercițiu interesant. Accept ceea ce îmi spun ele și realizez că ego-ul meu este acela care crede că a mă plânge este un mijloc excelent pentru a fi iubit sau iubită, pentru a atrage atenția. Ia conștientizați lucrul acesta și faceți exercițiu că s-ar putea să aveți niște conștientizări așa foarte frumoase. Dacă sunt incapabil să accept asta, mă întreb, vreau oare să continui să atrag atenția fiind victimă sau pot să mă decid să fiu învingător? Îmi dau dreptul de a răspunde liber, admițând faptul că eu voi fi cel care își va asuma consecințele uneia sau alteia dintre alegeri. Foarte interesant. Și haideți să vedem ce vă spune și simbolon, ce ar fi bine să scoateți din întunericul subconștientului, în lumina conștientului, în această lună, pentru că ele sunt acele pietricele din calea voastră către o relație frumoasă și echilibrată. Pentru că pentru a avea o relație frumoasă și echilibrată, în primul rând trebuie să aveți o relație frumoasă și echilibrată cu voi, cu propria persoană. Bun, și ce avem aici este, iată, un cuplu care ține un copilaș acolo, dar aici vorbim despre faptul că unii dintre voi ați simțit că ați abandonat anumite proiecte pe care le-ați avut, anumite părți din voi sau proiecte. Și apare acel sentiment de culpabilitate la suprafață. Faptul că nu ați reușit ceva, v-ați propus poate ceva și nu ați reușit să duceți până la capăt, sau nu ați fost voi dedicați anumitor părți din voi și le-ați sacrificat, le-ați pus pe cruce pentru alte persoane. Și ce să vezi, celelalte persoane n-au făcut la fel. Pentru că voi vă așteptați, da, pe principiul acela, nu mănânc eu leu ca leu să nu mă mănânce pe mine, și v-ați așteptat același lucru și nu s-a întâmplat. Și de aici, bineînțeles, că apar tot felul de frustrări, tot felul de emoții pot ieși la suprafață. Gândiți-vă la lucrul acesta. Și o altă chestie interesantă, carte pentru voi, este această cușcă de aur. Și fie că unii dintre voi sunteți sau ați fost în interiorul acestei cușe, ați fost ținuți împotriva cumva voinței voastre,
dintr-un motiv sau altul, sau voi sunteți sau aveți tendința să țineți pe cineva într-o cușcă, oferindu-i tot ceea ce credeți că are nevoie să primească doar pentru a sta alături de voi. Niciunul din cele două personaje nu este fericit. Este doar o stare de furie, de frustrare acolo la mijloc. Conștientizați lucrurile acestea. Foarte interesant. Bun. Ok, hai să mergem mai departe și să începem cu amorul ghebos. Și o să vedem ce se află în câmpul vostru energetic, fie că vă dați seama de lucrul acesta sau nu, dar ce atrageți în realitatea voastră, care sunt provocările voastre în luna noiembrie când vine vorba despre iubire, și vom vedea și sfaturile din partea Universului. Yes, Spirit, this is for my Virgo, what's in their energy field when it comes to love? Și avem două. Și mă roagă să le lăsăm pe amândouă și avem în felul următor: finances and career, finanțele și cariera, faptul că poate unii dintre voi vă găsiți tot felul de activități pentru a uita anumite răni sufletești sau este un mecanism de supraviețuire, de apărare și vă duceți voi acolo, sunteți foarte, foarte concentrați pe muncă. O altă carte interesantă care este tot în câmpul vostru energetic este Healing Family Issues, vindecarea relațiilor de familie. Și spune în felul următor: viața ta amoroasă va beneficia și se va însănătoși în momentul în care vei avea puterea să îți ierți părinții pentru faptul că nu ți-au oferit ceea ce tu aveai nevoie în momentul în care aveai nevoie. Este acea muncă cu copilul interior despre care vă tot vorbesc și vedeți cum faceți lucrul acesta. What's the challenge, dear spirit? What is the challenge? Și avem past life relationships, relație din vieți anterioare. Cred că unii dintre voi, și mi se spune, ați avut de a face poate cu cineva cu care ați mai fost și în alte vieți. Probabil au fost niște contracte karmice, mi se spune acum, între voi, au fost niște polițe de plătit. Probabil s-au plătit, probabil nu s-au plătit, asta nu știu, dar provocarea voastră este să înțelegeți acest lucru. Provocarea voastră este să înțelegeți că dacă cineva a apărut în viața voastră și v-a făcut să vă simțiți într-un anumit fel, poate este pentru că ați ales să experimentați așa ceva și iar cealaltă persoană și-a dat acordul să vină să vă ajute să primiți acea lecție. Sau au fost niște chestii din vieți anterioare neterminate și au trebuit să se termine acum în această viață. Conștientizări, deci ăstea sunt cumva, să zicem, temele voastre pentru luna noiembrie. Conștientizări și conștientizări profunde. And what's your advice, dear spirit? Și vă dă câte două, mamă, este foarte vorbăreț spiritul cu voi. Și vedem în felul următor: codependency, codependența și heart-to-heart conversation, discuție de la inimă la inimă. Nu știu, posibil pentru unii dintre voi, da, s-ar putea ca cineva sau voi să vreți să vă întoarceți într-o relație și să încercați să discutați poate cu cealaltă persoană sau cealaltă persoană să discute cu voi despre anumite lucruri și să vă explice sau să explicați unei persoane niște treburi. Dar dacă s-ar întâmpla această împăcare, să zicem, da, pentru unii dintre voi, pentru toată lumea, spiritul vrea să înțelegeți voi că este o relație doar o relație de codependență și că unora dintre voi, nu știu, vă servește această relație pentru că există o traumă de abandon. Și tot îmi arată această cușcă. Cred că unii dintre voi ori se întoarce cineva și vrea să vă țină în această cușcă aurită, sau voi aveți tendința să țineți pe cineva acolo doar pentru a nu fi singuri, pentru că există această rană de abandon. Foarte interesantă energia citirii voastre, foarte interesantă. E nevoie de multă conștientizare a ceea ce se întâmplă pe sectorul relațiilor voastre în această lună. Și mergem mai departe și să vedem. Ia, să vedem, la rădăcina primului pachet de tarot este 8-ul de bâte, care vorbește despre mesaje și vorbește despre creștere și succes, dar vorbește despre mesaje, comunicare care va fi cumva activă pe sectorul iubirii în această lună. What's in their energy field, dear spirit, when it comes to love? Listen, iată-te, pe câmpul vostru energetic este Marea Preoteasă și spune: ascultă-ți intuiția. Fie că vrei tu să te duci să mai faci ceva, să mai încerci ceva, fie că cineva vine către tine, îți spune: ascultă-ți intuiția. Ok, what's the challenge, dear spirit?
provocarea voastră. Foarte interesant este cartea îndrăgostiților, clar vorbind despre o relație karmică, căreia unii dintre voi nu vreți să-i dați drumul sau cealaltă persoană nu vrea să vă dea drumul pentru că este o relație karmică acolo și poate mai este ceva de încheiat. Încheierea relațiilor karmice, iată, se poate face și azi la lună plină, mă rog, astăzi zic eu azi, deci că e 20 octombrie, se poate face în momentul de lună plină, se poate face la urma urmei, în orice moment, în momentul în care îți pui acea intenție. Bun, foarte, foarte interesant. Și hai să vedem what's your advice, yes, what is your advice? Da, ia că sfatul Universului vine din nou cu două cărți și vă dă optul de monede, dedicated effort, efort susținut și cinciul acesta de bâte, challenging times, vremuri provocatoare și îți spune lucrează cu tine. Investește în tine, descoperă-te pe tine pentru că da, ești în acest mod de apărare. Vedem acest blocaj la nivelul chakrei inimii, nu mai zic că da, sunt vreo trei chakre astupate aici, dar este o indisponibilitate emoțională și este nevoie de muncă cu tine. Un alt mesaj vine în felul următor, da? Cineva clar vrea să vină și să lucreze alături de tine, da? Ia că te vrea să picteze acest tablou al familiei alături de tine și probabil tu ești în acest defensive mode, în acest mod de apărare. Se poate fi în ambele sensuri, repet. Și mergem mai departe să vedem și Osho cu ce mesaje vine. Yes, this is for Virgo, what do they need to know? What's the energy field when it comes to love? Și să vedem, iată, sursa este pe energia voastră și îți spune în felul următor. Ascultă-ți intuiția și nu uita că tu ești creatorul vieții tale, tu ești creatorul realității tale și dacă în domeniul acesta a relațiilor este ceva ce nu-ți convine, gândește-te că dintr-un motiv sau altul tu ai creat lucrul acesta, că l-ai creat prin contracte pe care le-ai semnat înainte de a veni în această viață, că pur și simplu ai creat aici această realitate, nu contează, tu ești creatorul acestor scenarii pe care le vezi. Și dacă ceva nu-ți place, în tine și numai în tine stă forța de a schimba ceva. Da? Ascultă vocea spiritului. And what's the challenge in spirit? What is the challenge when it comes to love? Bun, și lăsarea în voia curentului este asul de cupe. Mai vine un mesaj pentru unii dintre voi, dragii mei, e foarte posibil să apară și cineva nou, da? Pentru unii dintre voi în viața voastră și să fie cineva cu care ați mai fost și în alte vieți, să fie o legătură puternică între voi, dar voi, pentru că aveți o poveste anterioară destul de nasoală acolo, orică ați fost ținuți împotriva voinței sau ce s-a mai întâmplat acolo, nu-i pentru toată lumea, sunteți într-un mod de apărare, sunteți în mod de defensivă, da? Și aici vine pe secțiunea provocărilor lăsarea în voia curentului, acceptarea lucrurilor noi care vin în viața voastră. Că unii dintre voi barați din prima și dați cu gioaga din prima de frică să nu se mai întâmple poate ceea ce s-a întâmplat anterior. Și haideți să vedem acel advice din spirit. Ia să vedem, da, ia uite, trauma de abandon, de respingere, outsiderul, da, ați fost sau v-ați simțit lăsați pe din afară unii dintre voi și pentru că s-a întâmplat lucrul ăla, opriți și închideți ușa tuturor posibilităților când vine vorba despre iubire. Nici măcar nu mai stai la discuție, din prima. Dar chiar dacă tu, poate la nivel rațional, îți dorești lucrul acesta, există niște traume și trauma de abandon profundă acolo și te roagă spiritul să lucrezi cu ea dacă vrei într-adevăr să fii într-o relație și într-o relație frumoasă și echilibrată. Hai să vedem, yes, this is for Virgo, what's in the energy field when it comes to change. Ia că te apare schimbarea, este în câmpul vostru energetic și schimbarea se produce din interiorul vostru dacă vă ascultați intuiția și adoptați această poziție de forță, da? De putere personală. What's their challenge when it comes to love? Of, of, măi, măi, și iată-te, provocarea voastră este main female, se numește femeia principală. În primul și în primul rând, pentru unii dintre voi spune, da, vine persoana potrivită pentru voi, da, vine persoana, o persoană care va fi o figură importantă și principală în viața voastră, cineva cu
cu care ați mai fost și în alte vieți o legătură frumoasă. Bun. Un alt mesaj pentru unii dintre voi este în felul următor, că aveți de depășit această figură feminină, că este această traumă de abandon din cauza unei figuri feminine importante în viața voastră, că e mamă, că e bunică, că e mătușă, că e soție, că e whatever este acolo, da? Indiferent ce este acolo, este provocarea voastră de a trece peste aceste lucruri și a vă da voie să mergeți mai departe. And what your advice is, right? Da? Și iată că primesc, oh my God, confirmarea. Ia uite, disper, cartea disperării cu numărul 5, outsiderul cu numărul 5. Ia uite, defensive mode, challenging times, aceste vremuri provocatoare și aceste cinciul de bâte vorbește de conflicte interioare, numărul 5, deja avem 5-5-5-5, anunță și schimbare, da, bineînțeles, această secvență numerică sau poate o tot vedeți sau dacă o vedeți e un semn important că urmează o schimbare în viața voastră. Bun, și haideți să mergem mai departe și să vedem cu tarotul. Ia să vedem mai cu tarotul despre ce este vorba. What else do they need to know this year? When it comes to love, this is forever. Opa, opa, penelopa. Ok, The Seven of Cups, șaptele de cupe, este această carte de indecizie. Nu știu ce să aleg, nu știu încotro să mă duc, este această stare de confuzie și o înțelegem, da? Pentru că există acele răni, există acea traumă de abandon care iese la suprafață când vine vorba despre iubire și vedem cartea nebunului, care îți cere curajul să te arunci către ceva nou care vine în viața ta, dar ai curajul să faci lucrul acesta? Eu sper să ai curajul să faci lucrul acesta, pentru că vedem, poate să fie o chestie foarte frumoasă. Ia uite ce te ține pe loc, The Devil, cartea diavolului, această tentație de a sta pe loc, această tentație de a sta în teamă, în frică, te poate ține în aceeași zonă în care ai fost de atâta timp. Optul de cupe, eliberare emoțională, detașare emoțională, detașare de ce? Detașare de această energie a diavolului. Asta îți cere spiritul să faci în luna noiembrie, să devii conștient de tine, de umbrele, traumele și fricile tale și totuși să-ți dai voie să mergi mai departe. Pentru că doar așa, iată-te, cinciul de bâte, din nou această carte de conflict interior, doar așa vei putea face schimbarea și uite, schimbarea aici este roata norocului. Doar de la tine, doar din interiorul tău poate să vină această schimbare, doar tu, prin conștientizare și prin ascultarea intuiției și sufletului tău, poți ajunge să schimbi ceva și poți ajunge să trăiești o poveste de dragoste foarte, foarte frumoasă. Și vedem și nouă de bâte. Repet, pentru unii dintre voi s-ar putea fie voi să nu renunțați, fie cineva să nu vrea să renunțe la noi, pentru că, la noi, la voi, pentru că nu vrea să mergeți mai departe. Vedem această persoană geloasă, invidioasă pe acest cuplu care se pupă. Dacă sunteți voi, îmi pare rău de sufletul vostru. Dacă este cealaltă persoană, îmi pare rău de sufletul ei, pentru că trăiește într-o otravă sufletească fantastică. E o persoană plină de ură, plină de frustrări și plină de energii joase. Wow, și în această citire, în momentul de față, sunt niște energii de numa în această citire. Faceți tot posibilul să vă descotorosiți și să ieșiți din aceste energii. Of, of, măi, măi, of, of, măi, măi, da, Eight of Swords, optul de săbii. Se pare că unii dintre voi n-ați dat drumul unor chestii, optul de săbii, ia că asta încă mai stă și bocește aici, pentru că ceva a murit, ceva s-a terminat, dar ea încă nu realizează lucrurile acestea. Dacă sunteți voi, let it go, dați-i drumul, pentru că vă țineți într-o stare energetică care nu vă este deloc, deloc de folos. Optul de săbii, bineînțeles, e acea închisoare mentală, foarte multe temeri, foarte multe frici, foarte multe lucruri care vă pot afecta până la urmă și la nivel fizic. Sau poate e cealaltă persoană, cine știe. Haideți să vedem și zdrângănele, trâncănele pentru voi, dragii mei din Zodia Fecioară. Foarte interesantă citirea, foarte interesantă. Bun. Ok. Și ce vedem, zdrângănele, trâncănele pentru voi? Iată că avem această coroană. Iată că avem această coroană și vorbește despre putere personală, aș spune eu, în acest context pe care îl avem aici, să-ți iei această putere personală înapoi, dacă te simți prins în aceste energii despre care am vorbit.
Adu-ți aminte că tu ești regele, regina, tu ești creatorul vieții tale. Ia-ți puterea înapoi și fă schimbarea necesară pentru a merge către bine, zic eu, zice spiritul. Și vedem și ia câte o cheiță, poate cineva deține, cine știe, cheia către sufletul tău și e bine să-ți dai voie, da? Să-ți dai voie să mergi într-acolo, să-ți dai voie să deschizi poarta și să mergi mai departe. Sau poate, și mi-arată acum cartea asta, stați mai puțin, poate a venit momentul, da, să deschizi această colivie și să-ți dai voie să mergi mai departe. Foarte interesant. Și următoarea, iată-te, este bănuți. Și îmi spune așa, pentru unii dintre voi, persoana nouă care vine în viața voastră, posibil, da, să fie, și mi-arată împărăteasa acum, da, sau cartea împăratului, da, mi-l arată pe amândouă, dar fie este o persoană care are propria afacere sau este o persoană, nu știu, bazată din punct de vedere financiar, ceva de genul acesta, da, așteptați-vă la o persoană care știe ce are de făcut, este o persoană care este stabilă, cel puțin din punct de vedere financiar. Și acum am spune cu această energie a banului că este și o persoană care își dorește să construiască lucruri alături de voi, dar de lungă durată, da, o relație de lungă durată, doar dacă voi acceptați lucrul acesta. Bun, dragii mei din Fecioara, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna noiembrie 2021. Ciudățică energia, dar așa a fost să fie, astea au fost mesajele care au vrut să vină. Dacă au rezonat cu voi, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de like, share și subscribe și eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Aștept comenturile voastre ca de obicei în secțiunea de coment și până data viitoare când ne revedem, regăsim, reauzim la toate lucrurile minunate de pe acest canal. Știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!